Laurențiu Popescu este un produs al Academiei de Fotbal Gică Popescu și a ajuns la Universitatea în 2016. În sezonul trecut a fost titular doar în meciurile cu Astra și CFR Cluj și s-a făcut remarcat. În urmă cu două sezoane a apărat foarte bine buturile formației Pandurii Târgu Jiu. Cu clubul din Bănie iar rezilierea contractului Calancea, Popescu ar putea în viitorul sezon să devină preferatul lui Mangie. Urmează cantonamentul, sper să mă pregătesc cât mai bine și după cantonament sper să fiu numărul. Nu ai primit multe șanse în acest campionat, dar atunci când ai jucat, ai făcut-o destul de bine. Da, asta a fost decizia antrenorului. Sper să mă pregătesc acum cât mai bine și să am mai multe șanse. Dincolo de postul de titular, Popescu vrea să câștige și alte trofee cu Universitatea. Ne dorim să continuăm la fel, să câștigăm și un campionat și cupa. Asta ne dorim, să aducem cât mai multe trofee la greva. Popescu a plecat cu echipa ieri spre Austria, acolo unde Universitatea va efectua cantonamentul de vară.